Calitatea excepțională a spectacolelor organizate de ansamblul profesionist Drăgan Muntean și valoarea incontestabilă a membrilor renumitului ansamblu au făcut ca munca acestor oameni să fie apreciată la nivel național. În parteneriat cu Televiziunea Română, ansamblul profesionist din Deva susține un spectacol în capitala României. De dragobete am pregătit un spectacol excepțional pe care îl organizăm în parteneriat cu Salamandra Group și cu Televiziunea Română. De această dată îl vom susține la Centrul Cultural Ion Manu din orașul Otopeni și ne bucurăm tare mult că reușim aici, în capitala României, să aducem frumusețea cântecului și a portului nostru hunedorean, alături de câțiva interpreți tineri din România, dar și de nume consacrate ale folclorului românesc, care vor urca pe scenă alături de orchestra profesionistă a ansamblului nostru și de dansatorii ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Potrivit managerului ansamblului profesionist Drăgan Muntean, surprizele nu se opresc aici. Așa cum îi spune și numele, singurul ansamblu profesionist din județul Hunedoara, Drăgan Muntean, urmărește să promoveze aceste bucăți de istorie și spiritualitate care ne definește și ne reprezintă ca popor. Aducem mai departe obiceiurile și tradițiile populare, considerăm a fi o datorie sfântă spre care noi ne aplecăm cu dăruire și bucurie. Și pe această cale țin să mulțumesc tuturor celor care ne susțin, înțelegând importanța acestei instituții într-o zonă etnofolclorică atât de bogată cum e cea a județului Hunedoara. Spectacolul va fi difuzat de Televiziunea Română în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric pe data de 21 februarie, prima parte, iar părțile 2 și 3 vor fi difuzate în 6 și 13 martie.